Franci mi-ai propuneți, o să începem vlogul de astăzi altfel. De fapt, acum este ora 9, tocmai am venit acasă. Cine e aici? Cine e aici, tati? Tocmai am venit acasă și se pare că am primit un colet de la Daniel Ivan Ivanovici. Nu o să-i arăt adresa. Coletul vine din America. Nu am vorbit în viața mea sau nu țin minte să fi vorbit cu cineva cu numele ăsta din America. Am mai avut o conversație mai lungă și mai... nu știu cum să spun. O conversație altfel cu un băiat din Canada care are niște camioane pe acolo. Dar cu băiatul ăsta nu am vorbit niciodată. L-am căutat repede pe Facebook, l-am găsit. Într-adevăr e un băiat care, cel puțin la descrierea profilului scrie, care avea o companie sau este deținător de camion în America. Cred că evident a luat datele mele de undeva, adică datele mele, a luat adresa firmei, pentru că am primit coletul pe adresa firmei și sunt curios, hai să vedem ce e aici, un colet, să facem un unboxing. Așa, o să încerc să pun camera undeva pe aici, așa, deci nici eu nu știu ce e un colet. E o cutie de Amazon, nu știu dacă e neapărat ceva de la, Amazon. Deci surpriza va fi și pentru mine, la fel ca și pentru voi. Stai cu minte, Eva. Stai cu minte. Eva. Hei! Da, se pare că... dați așa 2 secunde. Avem o plăcuță tipic americană. Ce tare! Era pentru emuț. Don't tread me. Deci, cred că a văzut vlogul când am spus că o să vând emu. Ce tare e! Mai e ceva pe aici. Mamă, cât de șmecher! O șapcă cu un camion. Foarte mișto, o șapcă de camionagii. Și cred că e la job din Missouri. Mamă, ce șmecher e! Exact șapă de camionagii. De fapt, stai, sunt două. Pa, păi atunci știți cum facem, nu? Una o să o dăm la concurs. Șapca asta. Foarte șmecheră. Păi, nu știu, sunt așa încântat, nu știu cum să zic, surprins de fapt, nu neapărat. Și încântat și surprins. Aici mai e un... tricou, ce tare! Asfalt pirat. Pirații asfaltului. Sau piratul asfaltului. Și pe spate e super șmecher. Uitați-vă cât e de șmecher. Ia uite pici. Deci uitați-vă cât e de șmecher. Băi, sunt super mega încântat de... Cred că de fapt sunt două, nu? Sau este altfel? Cred că este altfel. Flat house hell. Bă, cât de șmecher e. Superb. Superb, superb, superb. Float out of hell. Bă, cât de șmecher. Daniel, dacă vezi vlogul ăsta, îți tare mulțumesc. Și ce să zic, o să încerc să mă revanșez față de tine. Și... nu știu, mai ales fără cuvinte, adică nu mă așteptam, sincer să fiu, chiar nu mă așteptam la chestia asta. Și ce să mai, deja v-am răpit 5 minute din vlog, să înceapă vlogul, să înceapă trucăreala. Salutare, frații mei peloponezi. Băi, am început ziua asta pe grabă și am uitat acasă camerele și încărcătoarele. A trebuit să mă duc acasă să mi le iau înainte să încep. Bine că am avut camionul lăsat aici la zi, în parcare la Defect Office. Tocmai e bun ca să pot să mă duc repede până acasă. Asta e. Asta e și avantajul de asta aproape de locul de muncă. Te poți duce oricând repede până acasă. Băi, frații mei peloponezi, astăzi este miercuri. Miercuri este ultima mea zi de muncă, nu la mănânci noi. Este ultima mea zi de muncă, pe care începe weekendul pentru mine. Și astăzi mergem la Warrington, la Iceland, n-am mai fost de ceva vreme. Singurul lucru bun care îmi place acolo este faptul că o cantină de nota 10. Așa să ridic și să facem aici lumină naturală. Așa. Asta e singurul lucru bun care îmi place acolo, faptul că au o cantină și o mâncare bună și ieftină. După care, nu știu ce vom face, este ora 8 și cât și 30, mamă. Stai, este ora, am început la ora 8. Prima de oră am pierdut până mi-am luat camion, până m-am dus acasă, până m-am întors. Asta e. Mergi la Warrington, cred că n-am mai filmat de ceva vreme pe partea aia. Spre zona Manchester, nu știu ce vom face după aia. Sunt N posibilități de a face ceva din zona respectivă. Așa că să înceapă ziua. Evident, iar n-am nimic în cap. Că așa sunt eu, n-am nimic în cap. E un cap gol, i-auzi, bam, 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 bam. Începe ziua, mergem să agățăm vagonul și ne vedem. De fapt, cred că ne vedem când agățăm vagonul. Să înceapă ziua, haideți cu mine. Ok, hai să ieșim și noi de aici, din parcărică. Așa să însetez și eu astea. Acum sunt pe grabă. Dacă am fost până acasă, acum fă-le toate pe grabă, Adriane. Ieșim cu spatele de aici. Hai să ieșim cu spatele. Văd că s-a parcat unul cu o mașină mică aici, dar nu știu ce caută. Că n-ar avea voie. Uite căcatul ăsta cu ce ăsta? Corsa, ce morți lui are ea? Da, Corsa. Luați-a și Corsa în trompetă. Că îi pun centură și o pun pe scaun din stânga. Deci trebuie să ieșim noi cu spatele de aici. Bine, puteam să întoarcem, dar... Cred că v-ați obișnuit cu mine că eu fac lucrurile cât mai complicat. Cu putință. Așa că avem un stâlp acolo în spate. Și n-am vrea să dăm în el. Nu? Ok. Asta e mașină de tramper. Destul de curată. Le curăț, dar văd că n-am nici ăștia. Nu știu ce dracu fac ăștia cu preșul ăsta de nu-l țin aici și-l aruncă tot timpul. Sau nu știu, îl ia acasă, ce o face cu el, nu înțeleg. Mai ales că ești tramper, mai stai și desculți pe aici. Și evident că e foarte rece plasticul ăsta. Da, dracu înțelege. Chiar dracu înțelege, bă, ce vagon avem. 2016-37. 2016, am trecut și noi pe roșu. 2016-37. Bă, avem motorină, avem diesel. Asta e ok. Avem motorină, avem diesel. Doamne, ce tâmpii sunt. Avem motorină, avem AdBlue. Doar vagonul și am fugit. Normal ar trebui să fac cam 2 ore până acolo. Și avem la 10:30. E 8:40. Asta e, oricum e trafic și mai întârzi. Nu-i problemă. 2016, cât ai zis, mă? 2016 37. Doamne, nu mai am ținere de minte deloc. Oricum eu cifrele nu prea le rețin niciodată. 2016 37. Da, mamă, ce gol e până în firmă. Și șoferii care încep acum, evident, vor aștepta, uite, vor aștepta camioane. 2016-37. Nu ești pe aici, boss, nu ești. Hai, în parcare. Bă, frații mei peloponezi, am văzut că am pus video-ul de o oră din Hull. Nu mă așteptam să fac așa multe view-uri la el. Pentru că de obicei la astea lungi știu că nu prea se uită lumea în totalitate. Dar m-am bucurat când am văzut că unii dintre voi chiar ați remarcat faptul că iar am pus un video lung și mulți au spus, dom'le, n-ai mai pus de mult. Deci asta indică că vă și uitați, nu? Indică că 2000... Bă, frate, 2016-37. Băga mea și pula. Asta e 2017-37. 2016-37. Trebuie să iau ceva, mă, de ținere de minte, de citină, ceva. Au, ce mișto basculează asta, ești banc. Și pe voi cu 2016-37. Bă, dar unde o fi, mă, vagonul ăsta? La capătul pământului. Hai să vedem și noi din partea asta, că poate o fi dracu pe aici. 2016-33. Nu e, aici salea vechi. Ok, și asta caută vagon, șantărul. Ah, 2016-37. Doamne, ce orbete sunt. Ce orbete sunt, treceam pe lângă el. Treceam pe lângă el, boss. M-a agățat pe fraier. Da, m-a agățat pe fraier. Hai să lăsăm și axa jos. Da, știu, nu e presiune, știu. Hai să și ridicăm sus ca să putem să dăm picioarele cu ușurință. Ok. Hai să luăm numărul și mănucile noi. Da, mă doare sufletul că le dezvirginez. Ne, am glumit. Va pula în ele. Să punem și siguranța. Mamă, ce belit e și ăsta. Motorină. Cred că trebuie să mai băgăm. Mamă, dar ciurit e vagonul ăsta, doamne. Ok, caucioacele. Ops. Hai că era să-mi rup gâtul cu gaura asta. Sigiliu. Iceland. Asta e 140. Gogoși. Gogoși congelate. Am pus sigiliu. Frâna oricum e trasă. Aici. Frâna. Bă, n-ar face, mă, și ei ceva, niște picioare de-astea automate. Să apeși pe buton să se ridice singure. Ah. Trebuie să venim să scanăm să punem și luminile. Să avem vreo beleapă la lumini. Merge, 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 merge. Pozițiile merg. Merge, 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 merge. Ok. Am. Ok. Home. Gata. Așa. Și am făcut și verificarea pe repede înainte. Trebuie să mai alimentăm la ieșire. Atâta tot. Bă, semnalizările merg, nu-i problemă. Verificăm la ieșire și stopurile pe frână. Și dăm bătaie. Agățat, verificat. Da, boss, știu, nu-i presiune, acum să faci. Acum să faci, boss. Să faci presiunea presiunilor. Iar o să iasă lung video ăsta. O să iasă lung, dar e mai ok, că în principiu nu prea e ce să filmezi pe... Oh, pe drum până la Warrington acolo. Hai să alimentăm și ne vedem după aia pe drum. Hai să băgăm repede și niște motorină la frig și să-i dăm bătaie, boss, că suntem în întârziere. O mai prinde și trafic. Aie, vorba aia, aie. Bă, eu nu știu pe unde dracu trebuie să opresc, că au scos astea de aici și nu mai îți dai seama. Așa. Aici erau cutiile alea, ia uite unde m-am dus. Aici erau cutiile alea, unde băgam chestiile alea de verificam. Bă, cred că va trebui să-mi iau ambele mânuși. 2 secunde să băgăm aici pompa nouă. Și vagonul 2000. Hai, boss. 16. Bă, uite, mă, ce căcați. Mor, bă, pe ăștia. Pune-i mânușile aici. Băga mea și pula în ei. 37. Ok. Stai așa, să-mi iau și mânușa cealaltă, că presimt că nu o să ajung. M-am dus prea în față. M-am dus prea în față, boss. Păi da. Hai să facem plinul la fraier. Așa. Poate sare asta de fac pe aici numai motorină. Nu că aș fi primul care face asta. Chiar n-aș fi primul. Bă, ce țărâmbeți, pune-i bătastea alea cu mănușile, n-ar putea să pună și ei fără mănuși. Pun cu vaselină, cu toate alea, băga mea și pula în ei, răupăriți. Am mai prins eu o dată pe pompele de la intrare în firmă, din partea cealaltă, și era full, a pus cineva, s-a văzut că a pus vaselina așa pe tot, pe toate butoanele alea. Am și făcut poză și le-am și spus la stradă aici. Sunt scârbe de oameni, bă, frate. Și că n-am muncit toți aici. Nu s-ar folosi și ei de ele. Haide, boss, cât ai? Ce dracu, că era niciun sfert nu era consumat, așa de mult intră. Asta e și pompă de debit, asta bagă destul de mult odată. Bă, să moară, mă, asta. Chiar sunt curios cât a intrat. Dacă începe să se vadă spuma. Spuma mării. Gata, boss. Ești full. Cât a intrat, mă? 98 de litri. 100 de litri. Și aici arăta că e un sfert consumat. O, așa era. Din ce știu, astea au cam 200 și ceva de litri, parcă. Sau nu, la vagoanele vechi aveau 200 și ceva de litri. Posibil ca astea noi să aibă mai mult de 200 de litri. Ok. Opa, așa. Opa, așa și iar așa. Gata, boss, dăm bătaie de aici. Plecăm. Au. Și ne vedem pe drum. Ia uite-l, mă, cu aia și pe la ce fel e intrat în față. Da, frații mei, păi, ziceam, ne vedem pe drum. Așa că nu plecați. Vlogul de-abia acum începe. Deci mi-a aduce aminte primele mele vloguri. Vă aduceți aminte ce haos era pe M60 ăsta când erau lucrări? Uite ce blan e acum, 4 benzi lejer. Mersi, boss. 4 benzi lejer, fără stres. Știi cum e, tot timpul la început lumea când vede că se încep lucrări sau astea, mamă, haos, supărați, stresați, ofticați toți. Dar vezi, în timp, după aia să vă beneficiile. Uite că au terminat și partea de nord, aproape în totalitate 4 benzi pe sens, așa e și pe partea de sud la... Pe partea de sud a M60-ului. M60 este centura ocolitoare a Manchesterului. Și face legătura, evident, între toate autostrăzile care ajung în zona Manchesterului, M60, M66, M65, M6, M56, frumos și elegant. Frumos și elegant, boss. Așa ar vrea să fie și centura Bucureștiului, a? Măcar 2 benzi pe sens aibă. Măcar 2 benzi pe sens. Și să se meargă, frate, nu să se stea. Pentru că la noi, din păcate, se stă. Sensuri giratorii puse de ampulea, treceri cu calea ferată la fel puse de ampulea. Stai și te oprești la fiecare ieșire, intrare din oraș. Uite că ăștia au găsit soluții. Pentru că s-a vrut. Pentru că și la noi se poate, dar nu prea se vrea. Asta e diferența. Asta e diferența, boss. Dacă am lăudat centura. Dacă am lăudat centura și uite-l pe haos. Pe haos, ba haos. Haos, ba haos, boss. cine știe ce-o fi. Nici n-am băgat GPS sau ceva. Nici n-am văzut pe panouri de fapt ce vrea să vedem acum. Tom, tomule, ne arăți cu roșu pe aici, e ceva haos. Bine, văd că nu prea merge live traficul, a? Da, se pare că nu merge live traficul. Așa că degeaba. Degeaba. Dar ce are de nu merge live traficul ăsta deloc? Aha, uite, acum și-a revenit. Roșu, deci este aglomeraționes. Și aici de ce ne arată? Mamă, și eu aglomerat și pe unde mă duc eu către Warrington? Pe M62. Păi ce ați făcut, boss? Pe panouri nu scria nimic, accident sau întârzieri. Bine, pe porțiunea asta de aici, între Manchester și Warrington, pe unde mă duc eu pe M62, sunt și lucrări acolo, dar înțeleg că se merge mai prost. Dar pe aici, ce morții măsii. Ai, oricum suntem în întârziere, n-avem ce să facem. Ai, boss, mergi și tu, că nu trebuie să-i lași la 12 metri în față, că n-ai intrat cu tirul. Ai intrat cu un căcat de mașină. Și acum lasă-i și pe toți, fii tu bunul samaritean. Hai, Aris, intră! Ooooo, haide, fă! Doamne, băga mea și pula măta! Cu mulțumitul mătii! Nu vezi că te las să intri? Tu-ți rasa mătii! Bă, nu i-ar duce, mă, și pe ăștia capul să gândească și-și bang repede la secundă. Bă, stai așa că uite, vine la ușor, înseamnă că mă lasă. Luați-a și Aris în trompetă. Băi, hai că nu e așa mare haos pe lucrări. Nu știu ce, aveam impresia că o să fie haos, dar e chiar lejer. De fapt, cred că nu m-am intuit eu bine. Pe TomTom mi-a arătat acolo cu roșu faptul că sunt lucrări, nu neapărat că e aglomerație. Aglomerația arată puțin altfel, lucrările puțin altfel, dar nu mi-am dat seama. Oricum, acum e zice jumate, la ora asta trebuia să fim la Warrington și mai am, nu știu, 15 minute, ceva de genul ăsta. Doar ieșim de aici din M62, ieșim în M6 și după aia intrăm din M6 imediat la ei, în zona industrială. Aș putea să ieși și de aici, de undeva din M62, să intru puțin prin Warrington și să ajung la ei, dar nu intru că sunt multe sensori giratorii și mă enervez. Sunt și câteva semafoare, așa mai bine ies pe M6 și intru direct la ei. Așa că chiar lejer. Fac și porțiunea asta între Manchester și Liverpool. O fac și pe astea Smart Motorway. De fapt, nu chiar între Manchester și Liverpool, între Manchester și Warrington, cred că ieșirile 10-12, ceva genul ăsta, da. Și o transformă și pe asta în Smart Motorway, în autostradă deșteaptă. Pentru că e o zonă destul de aglomerată, foarte tranzitată și de camioane și de mașini. Zona asta fiind foarte, adică orașele fiind foarte apropiate, Manchester și Liverpool. Evident, fiecare dintre ele au o zonă metropolitană destul de mare, care înghite mai multe orășele mici. Și atunci, evident, traficul e infernal. Și tocmai de-aia cred că au recurs la această modernizare. Evident, vor fi 4 benzi, nu știu dacă mereu, dar probabil în perioadele aglomerate se va da drumul și la a 4-a bandă. și te vezi cum e, suporți acum chinul și te bucuri după aia. Nu ca la noi, suporți întotdeauna chinul și nu te bucuri niciodată. Gata, boss, am scăpat și de lucrări și de autostradă și am ajuns la Warrington. Bă, n-am mai fost de ceva vreme pe aici, cred că am câteva luni. Să mă urmă asta, că nu am, cred că, câteva luni bune de când n-am mai fost la Iceland. Și nici aici prin zonă n-am mai fost de ceva vreme. Deci chiar n-am mai fost. M-or trimite după aia oare de aici la Leyland, la doctorat, chiar nici nu știu. E posibil să mă trimită acolo. Poate stau și încarc mai multe vagoane. Nu m-ar deranja. Chiar ar fi blană. Stai frumos acolo, relax. Dacă aș încărca 2-3 vagoane, ar fi perfect. Astăzi am iarăși până la 11, am 15 ore. Ieri am bifat 15 ore, luni am făcut 12 și atât. Că duminică am fost în concediu. Iceland. Mamă, ăștia încă au afișul că angajează. Ăștia aveau și salariu bun ca angajați. Știu că plătești și la agenții, de fapt agențiile plătesc bine pentru munca la Iceland, dar e și muncă. Ăștia au magazine mici, prin multe, adică gen în centru și tot așa, pentru că au multe mașini cu vagoane de alea, cu o singură axă, deci foarte mici, cu care poți intra mai peste tot. Stai, pot să acolo să intru și eu. Și mereu auzi că angajează. Bine, am auzit acolo pe garda avea anunțul, dar văd că aici nu mai îl are. Mama. Sigur și mai acolo la om. Hai, bă. R66. Or 66. Yeah, doors closed, paperwork in the office, they'll tell you when to open. Okay, 72 or 66. Cheers. Ah, 72 sau 66. Sperăm că vor fi și gata. Adică gata să fie libere. Au ce Scania blană. Next Gen V8. Să vedem ce este S580. Mamă, ce blană e. Ce blană e, fraiera. Hai să vedem dacă e gata. Dacă e gata, doamne, nu știu ce am cu chestia, dacă e gata, dacă sunt libere rampele respective. Uitați, vagonul ăsta cu cutie, asta e cu 2 axe vagon. Dar tu ai tot cu 2 și ăsta, dar e mai mic ca ăsta-lalt. Și vedeți, să face livrare la magazine, cuști, draci, laci, cu lift pe spate, adică e de muncă. Tocmai de aia și plătesc bine, au, mi se pare, 11 și ceva la contract. Deci destul de ok, nu ai nici ore multe pentru că na, se face doar livrări de magazine. Mai au și ei depozite, adică au și ei depozite și probabil există și transport între depozitele lor. Dar în principiu cam asta se face. Bă, cât ai zis, mă, la 72 sau 66? Bă, că ăsta așteaptă. Ce așteaptă? 72 este ocupat de acel Roberts and Son. Iar 66 cred că de asemenea e ocupat, dar mergem până acolo și dacă nu e loc ne parcăm și noi pe lateral pe aici. Deci 72, nu, e liber, 72, uite un boss aici, bă, ce mai e un... După ochii mei ăștia strâmbi. Au, deși 66, stai mă, să bag la 66, că e mai aproape. Da, așa, să băgăm și noi cum trebuie. Ținușile închise până o să-mi zic că ei să le deschid. Așa că aici știu că e o problemă cu deschisul ușilor lângă alte vagoane. Se deschide la limită și trebuie să te lipești cumva de acea bară de metal care delimitează rampa. Cam trebuie să te lipești de ea ca să ai loc să deschizi ușile. Uite așa. Uite așa, așa, așa. Așa, stai să o dăm mai în față ca să putem să deschidem ușile și să mergem la birou și aia este. Acolo e cantina, mergem să și mâncăm după aia. Așa că nu plecați, vlogul continuă. Frăți mie pe lucru să mă duc la cantină, am și eu ceva de mâncare. Cam așa arată ceva de mâncare, un ouț, niște bacon, de cârnață, o pungă de pâine, doamne, o felie de pâine, o limonadă și două cornuri. Pe toate astea 4 lire 50, da, 4 lire 50. Deci, destul de lejer. Așa că s-a împuftat și uitați cum arată cantina asta. Sunt de șmecher. Și îmi place aici la cantina. Soarele meu este acolo, l-a descărcat, îl vedeți? Ăla, pe acolo, pe acolo, pe acolo, pe undeva, ăsta. Iar noi stăm și mâncăm și ne revedem după aceea să ne vedem să încărcăm, așa că nu plecați, s-am poftat. Gata, frații mei, pe Peloponez, am terminat aici, este 12 și un sfert. S-a conectat, mă, ăsta. Nu s-a conectat. Ba da, stai să și sunăm în firmă. Contacte, contacte. Și să vedem încotro mergem. De boss. Hello, Josh speaking. Hi, George, it's Adrian. Hey, up, mate. Hi, just finished at Warrington, Iceland. Okay, in and out times, please. Quarter to 11 out now. Right, can you go to Summit Foods at Bamber Bridge, please? Can you send me an order, please? I don't remember anything. Yeah. Yeah, no worries. WNF. Yeah, that's fine. No worries. Okay, thank you. Cheers, mate. Cheers. Yeah, bye. De fapt știu unde sunt ăștia. Trebuie să încarc eu. E puțin mai sus de, adică tot în zona aia cu Leyland e. Să vedem. Mai rețin așa mare pe unde e, dar știu că sunt niște străduțe, stânga-dreapta, stânga-dreapta și mai mi le aduc aminte, așa că trimit oamenii o comandă, îmi băgăm acili și apă tomtuleț și am dat bătaie. Păi, ce tâmpit. copiți asta. Trimite, în loc să-mi trimită comandă sau comandă ei. Așa că s-ar putea să fie comandă. Da, este comandă. Că vreau să vă filmez puțin. Deci primesc un mesaj, da? Și dau opțiuni, options, și dăm să ne ducă către. Și aici coordonatele. Vrei să navighezi către, ai dat OK și te duce, te bagă direct în TomTom. I-am dat OK. OK. Let's go. Nu știu ce am făcut, că am stricat-o. Bă, ce am făcut, mă, că am stricat-o, băga mea, și navigate. Yes. Drive, așa, mă, frate. N-am 420, am 427. 427. Next, next. Next, 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 next. Cam așa primim noi comenzile. Și la TomTomul cel care e așezat aici e același lucru. Ei îți trimite o comandă, tu i-ai dat accept și te duce în locul în care trebuie să încarci, să descarci, să schimbi vagon, să faci orice. Asta că e mai ușor față de să stea să-ți trimită codul poștal, tu să-l bagi și ai dat OK, accept, accept și gata, termină cu el. Sunt și asta la ieșire. Very much. Yes. Da. Păi, hai să ăștia... Cred că se numesc Summit Foods, nu știu cum. Sunt undeva avane lângă Leyland. Eu știu, ale să încarc de acolo și după aia să mă duc în firmă, să mai fac altceva, habar n-am. De 12, ajung în jur de 1 acolo. Să nu fac mult, am de mers doar pe M6. În jur de 1 ajung acolo, la 37 de minute, 40 de minute până acolo, sunt 45 de km. După care, na, tot stă acolo la încărcat de obicei. Am mai stat de multe ori acolo, destul de mult, pentru că oamenii nu au marfa gata. Oamenii nu au marfa gata și trebuie să stai după marfă, să fie ambalată, să morții măsii, nu știu. Am văzut că e marfă, e carne asta de kebab, de shawarma, de mâncare de asta. Bă, stai, mă, acolo. Mâncare de asta răbească. Așa că, ce să zic, haideți acolo, încărcăm și poate mai filmăm câte ceva. Nu plecați. Băi, să fiu sincer, mi-ar cam plăcea să... Uite, un M4 Boss. Mi-ar cam plăcea să n-aibă ăștia marfa gata. O stau câteva ore pe aici ca să mai trag de timp, să nu mai fac după aia cine știe ce. Poate termin târziu aici, gen să încarc 4-5, până în firmă iar 2 ore, ar fi un 6-7, tot aș mai face după aia ceva. Mă las Stoxley pe acolo, pe lângă firmă. Vezi, Dani, nu prea îmi plac nici joburile astea scurte. Că după aia te mai fute, mai du-te acolo, mai fă una alta, mai fă nu știu ce. Și pe aici, nu știu, stânga-dreapta, cum era? Ah, așa, înainte sensul giratoriu și după aia în dreapta, iau și pe ăla, bă! Ce pula mea faci, nu știu să mergi cu mașina? Bă, să mor, mă, să așa aglomerație, parcă nu am niciodată pe strada asta. De unde dracu atâta aglomerație? Aici am venit și am încărcat de câteva ori, dar cred că sâmbăta. Nu știu dacă am venit vreodată în timpul săptămânii. Ba nu, am venit o dată cu... Mi-aduc aminte, am venit cu Scania R500 când am avut-o în teste. Cu aia am venit. Așa, și de acum trebuie să fac undeva dreapta. Ăsta, tomtomul mi-a arătat că am ajuns la destinație. N-am ajuns. Summit Foods. Ha! Oi ori fi fost? Bă, cred că ia să mă. Summit Foods, stai mă că... Da, bă, ia sunt și nu sunt ăștia. Sunt unii pe o stradă aici, bă, frate. Ia să vin acolo, întoarcem și noi aici. Sunt unii pe o stradă pe aici, bă, frate, la care am mai fost eu odată. A? Nu merge. Dă-mi puțin cu spatele, că o să meargă. Summit Food. Bă, la ăștia n-am fost niciodată. Deci e ceva nou. Mamă, dar bine că i-am văzut. Mă, este-s boss. Acum mi-am dat eu seama, mă, nene. Ok, ok, ok. Și unde erau ăștia? Aici, nu? Summit Foods. Și pot eu să intru pe aici? Se pare că da. Dar cred că trebuia să bag cu spatele, a? Ia uite și pe ăsta, bă, dar n-ar sta, mă, frate. Ia să mergem noi pe la o recepție, ceva, să vedem ce și cum. Hai, lăsăm așa aici. Mă întorc imediat. Acum așteptam, trebuie să dăm cu spatele, jos de tot acolo. Și acum trebuie să dăm mai întâi cu spatele înapoi în stradă. Să sperăm că ne vor lăsa ăștia și mă vor vedea că ies din curtea asta. Cum să dai cu spatele în stradă? Boșilor care nu vă opriți, vorba aia, vă iau. Care nu te-ai oprit, ești luat. Așa să nu atingem. Acum să vezi cum e unul în spate și nu o să-și dea seama că o să dau iar cu spatele aici. Trebuie să dau iar cu spatele, boss. Și e ca dracu. Că e parcat ăsta cu Peugeot-ul lui aici. S-o rup destul de tare, bă. Trebuie Peugeot-ul, mătii. Hai că a mers. Mersi, băieții, mersi, mersi. Sunteți niște drăguți. Trebuia să nu înceapă acum cu frânele, futus vagonul, mătii. Bă, să sperăm că nu va trebui să bag la rampă pe partea aia, că e ca dracu. N-ai nici loc, în primul rând. 2 nu știu cum o să fie aici. Dar merit asta să dau cu spatele acolo, așa că dăm cu spatele acolo și vedem după aia. Aoleu, a pus frâna mătii. Ia. Au. Rupe-te, futuți. Futuți, băgameași. Hai, boss. Are loc sensul ăsta? Are. Gata, boss, o lăsăm aici și vedem ce și cum încărcăm. Peloponezi, după 37 de minute, deci ne-am mișcat destul de repede. Am terminat aici de încărcat 21 de paleți și să vedem ce dracu facem cu ei, dacă mergem spre firmă sau nu. Sună? Sună. Hai să vedem. Hi George, it's Adrian. Hi Adrian. I just finished a Summit Foods to load. Okay, mate. How many pallets? Sorry, trailer number please first. 201637. Yeah, how many pallets? 21. Are you in any other job when you get back? Yes, you are. IOD is 240. Yep. 9758. Right. Thank you very much. See you when you get back. Cheers, mate. Cheers. Bye. Bye. Așa, și după cum ați auzit, o să avem și un alt job. Ne ajungem în firmă. Așa că îi dăm bătaie spre firmă. Și ne vedem, să vedem ce mai... Ne vedem după aia în firmă, să vedem ce mai avem de făcut pentru al doilea job. Nu plecați, vlogul nu se încheie aici, mai continuă. Frații mei peloponezi, avem un moment de relax pentru că am ajuns în firmă și trebuie să mergem până la Wakefield. Să facem 2 încărcări, evident că am timp până la 11 să fac, cred că și 3 încărcări. Chestia e că momentan nu am niciun vagon liber, trebuie să aștept un vagon, un single, ca să pot să mă duc acolo, dar mai e aici un coleg care și-l așteaptă. Chestia e că așteaptă de vreo oră un vagon single, așa că probabil nu voi face 2 încărcări, probabil voi face doar una. Și nu știu ce să fac, să închei vlogul aici, să nu-l închei, habar n-am. Nu știu, mai mă gândesc, dacă se încheie vlogul, se încheie, dacă nu se încheie, o să mai urmeze ceva. Stați aici, de fapt nu știu ce se întâmplă mai departe. O să vedeți voi.